Gândirea pozitivă trebuie să ne soțească zilnic. Satan ne face să cârtim. Iată cum trebuie să privim lucrurile. Să zicem, sunt recunoscător, recunoscătoare, soției, soțului, care sfore toată noaptea pentru că doarme acasă cu mine și nu cu altcineva. Fiicei mele adolescente care se plânge că trebuie să spele vasele pentru că înseamnă că este acasă și nu pe străzi. Impozitelor pe care le plătesc pentru că înseamnă că sunt angajat. Murdărie de curățat după o petrecere pentru că înseamnă că am fost înconjurat de prieteni. Hainelor care sunt puțin cam strâmb pentru că înseamnă că am destul de mâncare. Umbrei mele care mă însoțește la muncă pentru că înseamnă că sunt afară la lumina soarelui. Podele care trebuie ștearsă și ferestrele care trebuie spălate pentru că înseamnă că am o locuință. Tuturor nemulțumitorilor la adresa guvernului pe care le aud pentru că înseamnă că avem libertatea cuvântului. Locului de parcare pe care îl găsesc tocmai la capătul parcării pentru că înseamnă că pot să merg și că am fost binecuvântat să am un mijloc de transport. Zgomotului pe care trebuie să-l suport de la vecini pentru că înseamnă că pot auzi. Grămezi de rufe de spălat și călcat pentru că înseamnă că am haine de îmbrăcat. Oboselii și durerilor musculare la sfârșitul unei zile, pentru că înseamnă că am fost capabil să muncesc din greu. Sonerie care mă trezește în zorii zile, pentru că înseamnă că sunt viu. Dar avem atâtea daruri pe care le uităm, din păcate. Dumnezeu să se îndure, să-i mulțumim pentru toate lucrurile. Amin.